și oamenii acelea sunt oameni care se așează pe capul unor tineri care se căsătoresc și ei devin împărați și împărăteasă în timpul slujbei liturgice a Luminii Religioase de doi tine. Dar și astăzi o să vă primim un pic despre locul. Da? De ce? Suntem în preajma unei tradiții foarte, foarte vechi a poporului, astfel se numește Dragobete. Da? Mâine, sâmbătă, este Dragobete. Da? Ca să ne continuăm vizita noastră, da? Vizita noastră în secția de etnografie. Acum sunt toate cu motoare, cu tot felul. Da? Adunau fulul cu furca, cu greba întâi și cu ridicau cătițele cu furca. Și că aveam un vlăciu. Vlăciul ăsta era folosit pentru a desface boabele din stic. Grâul se, spuneam că se tăia cu secera, se adunau snopi și snopii se așezau circular pe pământ și cu un vlăciu, pentru o mișcare de asta circulară, se rogau snopii și se erau boabele din stic. Ei, și boabele erau urmă adunate în niște banițe, avem banițe ca peste tot. Fără, adică se obține făină. Făina care o să curte pe aici. Da? Prin orificiul ăsta. Și unde o să curte? O să cadă într-o covadă. Să trebuie să o ținem mai așa. Și luăm făina. Cu ce luăm făina? Un merpic. Sunt și astăzi, dar sunt din plastic. Da? Așa mai mult. Are o fustă. Deci zona noastră se poartă fusta. Alte fete poartă fotă. Ne uităm la, acum la doamna care țese. Ea are fotă. Adică materialul ăsta este parte peste parte, da? Înconjoară, da? Corpul. Fota. Fota este deschisă, da? Este un material parte peste parte, da? O pinciule pe care vă voi da. Ok. Ei, năpămuța așa, să știți că era folosită de fete cu rol de simbol. Când mergeau la horă în sală, unele fete vedeau cu năpămuța cu decorul neterminat. Asta însemna că nu vroiau să se mărite în acel an și să fie lăsate în pace de băieți. Fata care vrea să se mărite venea cu batista aceasta, cu năfrămița, cu decorul terminat și mai mult decât atât. De obicei, broda aici în mijloc și două flori de țeacă, o anumit simbol, așa își dorea de copil. Un băiat, făcea o fată, îi confecționa o furcă de tors. Vedeți județele astea așa, ca niște sumițe, se numesc curci. Curci de tors. Și ca să înțelegem mai bine cum era folosită, ne uităm în casă. Ne uităm în casă la o doamnă care stă pe laviță sau laniță, adică pe o bancă. Da? Are în mâna dreaptă o furcă de tors cu lână pe ea. Și în mâna stângă are un fus cu fir. Firul se obține, deci, prin învârtirea lânii. Se cheamă sălița asta de intrare în casă, tindă și o cameră. Da? Toate elementele sunt cât mai simple posibile. Casa era acoperită cu paie sau, în acest exemplu, cu stuf. Da? Pereții erau realizați din bârne de lemn, care erau, la rândul lor, lipiți cu lut. Noi am făcut un decupaj casele, nu au așa decupaj, da? Dar noi am decupat aici la muzeu, ca să putem vedea mai bine în înăuntrul camerei. Inițial, peretele era întreg cu încă o fereastră, aici mai era o fereastră. Numai că nu se vedea bine în cameră, înăuntru, ne uitam doar pe fereastră și am hotărât noi, între noi, așa, să facem acest decupaj, ca să vedem mai bine înăuntrul camerei. Și înăuntrul camerei ce era? Uite, laiță, v-am vorbit, de bancă, da?
ce mai este? Mai e un parc de tot din da? Deasupra parcul Ah, deci o lavă, lavă de zese, sigur că da. Ei, aici vedeți că este una mai specială, dar am avut multe discuții să o construim. Să o facem așa ca în vechime sau să facem ceva intermediar. Se numește urzeala unui covor și ne face acolo la da. Și sunt astea care le vedeți acum aici o exortare. Și cu ajutorul unor scripeți, ăștia sunt scripeții, da? Pedalele jos, vom ridica și coborâ stativele care vor împărți aceste fire orizontale în două, într-un spațiu. Nu vă mai pot arăta pentru că el este foarte vechi și deja e foarte șubret, o parte din fire s-au rupt. Așa nu vă pot chiar exemplifica cum se despart în două acestea. Nu mai stau acum, înainte stăteau, da. Se despart în două, da? Unele fire sunt sus, astea, orizontale, dar altele sunt jos. Avem un spațiu între ele și nu mai încerc să se rup mai multe fire. Și în acest spațiu se introduce un fir transversal, deci invers față de el, da? Și dacă vrem, cu ajutorul, da, cu ajutorul unei suveici, pentru că avem aici acoperiși din stuc, nu mai are, la fiertă pe totul, da? Și ce copac bătrân este acesta? Astăzi știți prin pădure cât de subțiri sunt copacii, da? Deci, că oamenii tot tăiat și nu mai avem copacii de ăștia așa, secular. Copacii cresc foarte greu copii, da? În sute de ani. Deci, nu e bine să-i tăiem. Da? Mergem mai departe cu vista noastră și ajungem în dreptul minui. Iată așa, ce face asta? Este un viticultor, da? Adică cultivă vița de vie, asemenea cele din fotografie, din spate, da? Deci, vița de vie. Ia uitați-vă bățul ăla mai în spate, așa mai. Coborâm în apă, un crâsnic, adică plasa. În mijloc, crâsnicul are o momeală pentru pește, un boț, de exemplu, de mămăligă. Peștii vor veni să mănânce, se adună acolo și pescarul ridică plasa brusc, da? Din apă și peștele nu are cum să fugă și se prinde. Tot pentru râu folosim vintier. Asemenea, știi așa aici. Este o capcană, pentru pește. Observați că în lateral are o plasă. Peștele merge prin apă, da, în moată, și de deplasă. Și atunci se îndreaptă și el spre un loc mai liber. Și observați că vintirul înseamnă, de fapt, niște camere, da? Și odată ce intră aici, nu mai poate ieși, deci trebuie să meargă tot înainte. Foarte greu nimerești de ieșit, dar de ce? Cultoarea îndrăgostiților, numită Dragovedea. Pe 24 februarie, tinerii, fete și băieți se îmbrăcau de sărbătoare și porneau în căutarea florilor, a primelor flori, a primelor simboluri ale primăverii, ale înnoirii anului. Acestea sunt ghioceii, nu? Alături de viorel, toporaș, acolo unde anul timpul este un pic mai intact, nu? Mai caură, apar și viorele și toporaș. Băiatul vrea o fată, avea voie să-i dea să poți să ajuta. Și prin aceasta, cei doi își anunțau că se plac unul pe celălalt. V-am mai zis o poveste. Da? Aceasta este Dragobetele, care îi zis, spune Dragobetele să vădă fetele. El era numit și năvalnicul. Acest tânăr, da? Năvalnicul. Sau, îi se spunea și cap de primăvară, alte cuvinte, începând din această zi, natura se schimbă, se înnoiește, da? Vin și păsările călătoare și tot despre Dragovede se spunea că este logodnicul păsărilor.
în această zi nu să fie lăsate în pace, deci nu se taie un animal. Se face